Vineri vom avea valori termice mai calde, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care de asemenea mai anunță și vreme stabilă atmosferică pentru următoarele 24 de ore. În context, mai spun sinopticienii, vineri cerul va fi în cea mai mare parte a zilei parțial senin și doar dimineața. Respectiv, seara în zonele joase sau cele înalte se va forma ceață densă și polei, ținând cont că noaptea minima va coborâ sub 0 grade, vântul va bate slab și moderat. Astfel, temperatura aerului resimțită vineri la nord va urca până la plus 7 grade, în centrul Moldovei și în capitală până la plus 8, iar în partea de sud a țării nu va depăși plus 9 grade. Noaptea minima va oscila între minus 5 și plus 1 grad Celsius. Și în următoarele zile, cerul va rămâne parțial senin. Valorile termice resimțite în ultima zi din 2022 și prima din 2023 vor mai urca cu câteva grade, urmând a fi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă anului. Vântul va bate moderat cu posibile intensificări, potrivit datelor actualizate ale Serviciului Hidrometeorologic.